Mâine de la ora 10, actorii Bemăren vor poposi cu Făt frumos cel mofturos la Dumbrăvița, iar două ore mai târziu va fi jucat spectacolul Năpasta la Târgu Lăpuș. Nici bemărenii nu au fost uitați în luna mai, aceștia fiind poftiți la trei spectacole de excepție. La secția dramă, mâine începând cu ora 18 la Sala Mare, se joacă spectacolul Femeia Mării. Joi, 16 mai și duminică 19 mai de la ora 19, sunteți poftiți la Emanciparea Prințului Hamlet. Răsfățați sunt și cei mai mici iubitori ai teatrului care pot urmări povestea celor trei purceluși la sediul Teatrului de Păpuși, sâmbătă 11 mai de la ora 11.